Te-a ales sportul sau tu ai ales canotajul? Canotajul de cele mai multe ori alege, nu este ales, fiindcă nu este destul de cunoscut încât să-i facă pe oameni și pe copii să meargă către el. Am fost selecționat, nu știam la început despre ce este vorba, am aflat pe parcurs și cred că am fost atentă la detalii, fiindcă așa cum se vede am reușit să ajung la un nivel foarte înalt și să am niște rezultate extraordinare destul de repede și la o vârstă destul de fragedă. Simți sincer, te-ai fi așteptat atunci când erai un copil și ai început antrenamentele să fie atât de greu și un program atât de încărcat? Pentru că vorbeam și mai devreme cu Măncuța și spunea că aveți și voi pe an 2 săptămâni legate, poate maxim 3, așa cu un pic de noroc. Te-ai așteptat? Într-adevăr, avem foarte puțin timp liber. La început bănuiam că o să fie greu, nu știam cât de greu va fi. Am aflat pe parcurs și totodată tot pe parcurs a devenit din ce în ce mai greu. Odată cu vârsta și cu trecerea anilor lucrurile s-au complicat, au devenit mai complexe. Și chiar dacă avem 2 săptămâni sau 3 săptămâni, în cel mai bun caz pe an, vacanță legat, cred că am învățat să ne bucurăm mai mult de ea și asta contează. Mă uit la voi, sunteți amândouă foarte înalte și slabe. Contează foarte mult greutatea în sportul vostru? Adică trebuie să vă mențineți sau puteți să mai scăpați și voi la câte un dulce ceva? Contează greutatea, dar nu foarte mult. Important este ca greutatea să vină din masă musculară, nu din grăsime. Dacă avem mai multe kilograme, dar sunt de mușchi, nu contează. În schimb, dacă suntem pufoase, atunci este o problemă și trebuie să renunțăm la dulciuri sau alte mâncăruri care ne îngrașă. În adolescență, bine, de fapt, voi sunteți adolescente și acum, că abia ați trecut de majorat, dar în adolescență toate avem probleme de greutate, de fluctuație sau avem hormoni, cum s-ar zice, și atunci prea poți să-i ții. Ce făceați? Țineați diete de mici? Că aveam pofte la ciocolată, mai ales în unele perioade ale lunii. Eu am fost printre cazurile acelea speciale în care mănânci foarte mult și nu te îngrași. Toată lumea era invidioasă pe mine și mi-a venit și mie rândul să fiu invidioasă pe alte colege, fiindcă nu pot să mai mănânc cum făceam înainte, am mai multă grijă pentru a mă menține și am colege care mănâncă extraordinar de mult și sunt mult mai slabe decât mine. Dar se întoarce roata și trebuie să fiu totuși mulțumită cu felul meu de a fi și cu organismul meu. Deci un designer, că l-am văzut pe Cătălin pe aici, dădea târcoale, Cătălin Botezatul, nu l-a chemat în prezentările lui sau nu v-au cerut să faceți o ședință foto? Nu s-a întâmplat acest lucru. Pentru Cătălin Botezatul cred că ar trebui să mai dăm jos vreo 15 kg, nu știu, doar dacă nu merge el pe un alt subiect sportiv și atunci noi ne-am potrivit perfect. Și mai zic ceva, pentru că vorbeam mai devreme și asta vreau să te întreb și pe tine. Știu că părinții, atunci când un copil spune că vrea să se apuce de un sport de performanță, au tot timpul câte o pretenție. Ce bine, uite, te lasă, te duci la cantonamente, la antrenamente, dar cu condiția să înveți foarte bine. Din câte mi-aduc aminte ce am citit despre tine, că tu învățai deja foarte bine. Ai putut să faci față? Sau ți-au zis, dacă scazi sub 8, adio, canotaj? Cum a fost? Nu mi-au spus niciodată să merg spre canotaj sau să nu merg sau să mă opresc din a face sport. M-au susținut oricum. Ce este important de spus este că da, învățam foarte bine înainte și am făcut față foarte bine și când făceam sport. Și când fac sport, fiindcă eu încă continui școala acum. Este acel concept greșit că copiii care pleacă la sport renunță la școală. Nu este adevărat. Lucrul acesta trebuie schimbat în mentalitatea tuturor. Dimpotrivă, sportul te disciplinează și reușești să te concentrezi mult mai mult și pe partea cu școala, unde înveți mult mai ușor și ești mult mai atent și ai și posibilitatea de a te dezvolta ca persoană în domeniul sportului. Dar pe de altă parte, cred că n-ai avut nici parte de viață socială, adică nu cred că ai ieșit prea mult cu prietenele tale, nu cred că ai jucat șotronul, lapte gros sau ce se mai juca acum 10 ani. Am jucat șotron și lapte gros și toate jocurile copilăriei până la canotaj. Într-adevăr, odată cu sportul s-au rărit jocurile și ieșirile în oraș, dar nu este regret sau nu este părere de rău, fiindcă noi suntem un colectiv foarte mare
și nu te plictisești niciodată. Iar timp de ieșit în oraș și de mers în club avem o grămadă, fiindcă încă suntem foarte tinere și viața sportivă se va sfârși la un moment dat. Să sperăm că se va sfârși cât mai târziu, după 40-50 de ani acolo, dar până una alta puteți să faceți zilele de naștere, petrecere acolo la Snagov, unde chiar e o a doua casă pentru fiecare dintre canotorii noștri. Într-adevăr, putem să facem petreceri, să ne distrăm, să ne simțim bine. Snagovul este frumos și cred că multă lume ne invidiază că avem șansa de a sta acolo zilnic.